Lou Fox. Da, bună ziua, bună seara, eu sunt Blue Fox și mulți am fain de 800 de abonați, sincer, chiar nu știu ce să zic, chiar nu așteptam. Și cu ocazia asta o să vă mai răspund la niște întrebări, pentru că, sincer, nu prea am idei. Da, hai să-i dăm cu întrebările. Ok, prima întrebare pe azi. Bă, Galați în Moldova? Nu e Moldova, e în România. Mă rog, poate... Da, e în Moldova, dar e în România, nu e Republica Moldova. Altă întrebare. Golf 4 sau Golf 5? Grea întrebare. Sincer, îmi plac ambele, dar mai mult îmi place... Știu, sincer, mai mult îmi place 5-ul. Adică, nu știu ce am... Știu, îmi place mai mult 5-ul, ok? Deci, în concluzie, 5-ul e mai bun pentru mine, cel puțin. Mai avem încă o altă întrebare care spune în felul următor. Vulpe sau albastru sau 21? Cred că toate odată, știu, habar n-am. În concluzie, nu știu să răspund la această întrebare. Vulpe verde 22 când? Când o zbura porcul. WhatsApp? Yes. Da, folosesc WhatsApp. Mă rog, mai puțin ce-i drept, dar îl folosesc. Altă întrebare. Poți să te bucurești în tristești? Posibil. Nu știu, am mai depinde și de tine, cred. Nu știu ce să zic. Deci, în concluzie, da. Avem iar o întrebare întrebătoare. Ce părere de bunkerul lui Sebastian? Da, e mare, e spațios, e ok. Da, deci în concluzie, e mare, e spațios, e tăce treabă. Dar numai că o să fie că e mai problemă cu intrarea, e intrarea nasoală. Rest e ok. Deci mai avem o altă întrebare. Bă, când dai traseul, dai și tu o bere sâmbătă? Bă, dacă iau traseul, normal că dau o bere. Sau, nu știu, aș sărbători cumva, mă mai gândesc până atunci. Bun, mai avem o întrebare întrebătoare care spune de în felul următor. De la 1 la 10, cât de periculos e cartierul care locuiești? Bă, nu știu, cartierul nu prea, unde stau eu, cel puțin, nu prea așa periculos. Pentru că mai mulți sunt boșorogi decât oamenii, mai mulți boșorogi cartierul ăsta decât toate cartierele astea de Galați. Deci, în concluzie, cam un 2, pentru că nu am văzut să mă atace careva, cel puțin, în cartierul meu. Deci, eu zic că un 2, pentru că... Eu unul cel puțin, nu știu, nu am pățit niciodată și sper să nu pățesc. Altă întrebare. Da, mai avem o altă întrebare întrebătoare. Ești prieten cu Zapi? Mă, poate într-un fel, adică ce nu știu, nu prea ne-am vorbit, dar... Nu știu, na, suntem prieteni, dar ce nu prea ne vorbim, mă rog. Eu am treburi, și na, nu prea avem când, dar... Da, ar fi fain să ies la o bere. Și dacă da, vei face vreodată video cu el, bă, aș face, n-am să te mint. Dar mai întâi să vină și mie o idee bună. Și, na, cam atâta. Deci, în concluzie, da. Mai avem o altă întrebare care spune în felul următor. Când vei lansa sextape-ul cu Zapi? Mă, nici nu l-am făcut. Da, nu știu, mă gândesc, poate, nu știu.
Am o... Bă, că mai avem o întrebare aici. Ai floci la fundă? Hai, tipic, n-am zis. Bă, nu știu de ce te privești, sincer. Gen... Cu ce te ajută poate această informație dacă am eu floci sau nu? Și da, am floci. Dar nu înțeleg cu ce te ajută această informație. Mai avem încă o întrebare întrebătoare. Cum ar fi să ne sărutăm în Lidl? Bă, nu știu, n-am încercat. Ce vrei, ai vrea să încercăm sau ce? Nu știu cum e, n-am încercat. Magic language. Nu, mai avem o întrebare. Timișoara a iaurt când? Nu știu când o să fie Galați unt sau București apă. Nu știu. Cândva, nu știu. Mai avem încă o altă întrebare. Cine pălămâie Valentin Trifoi? Ai să-mi fut una, sper să nu mai vorbesc de ăsta. Da, bun, deci... ca să fac o mică recapitulare, în primul rând Valentin Trifoi este o pagină de mimuri deținută de 5 admini și adminul principal se numește Andrei. Și nu Valentin. Am avut niște beef cu ăsta pentru că am crezut că de fapt e pedofil. Dar având în vedere că a ieșit video în care nu este pedofil și toate afirmațiile astea cum că era pedofil au fost farse. Dar eu n-am putut să vorbesc cu dânsul pentru că dânsul m-a blocat pe toate conturile de Instagram publice în momentul ăsta. Deci m-a publicat pe contul mare, blocat pe contul mare, m-a blocat pe contul de carp de... Nu, shitposting, doamne. Cum era, cum zice, mă? Carposting. Și, nu în ultimul rând, pe contul de școala rutieră, unde nici măcar nu-s activ. Like, efectiv. Cât de pizdă să fii să blochezi pe cineva numai că auzi niște chestii de tine, efectiv. Efectiv, coaie meu. Like, bă, ce dracu. Deci, da, în concluzie, o pizdă proastă. Alte întrebări? O mai fi pe aici? X-Leader sau Nicolae Guță? Eu unul aș alege X-Leader. Atât. Na, bun, și mai avem altă întrebare care spune felul următor. De ce murături când dulceață de gutui? Da. Atât. Nu. Apropo, avem un anunț matrimonial. Slaut ca o domnișoară zona București, sectorul 4A, Mercedes și pot face plăcere la orice doamnă interesată. Cine vrea relație serioasă cu mine, aștept SMS. Și aici este stau domnului respectiv. Altă întrebare. Să uite aici o întrebare bună. Sistem imperial sau metric? Sistemul imperial cumva se referă la picioare? Sau metrica care se referă la metric? Aleg metric, pentru că nu știu, e mult mai precis. Așa dacă alegi picioare, nu-ți dai seama. Gen, nu știu. Nu știu cum să explic. Bă, mai bine alegi metric în concluzie, pentru că este mult mai ușor și... Da, e mult mai ușor. În concluzie, muia America. Și cam atât cu video ăsta, cred, și nu știu, ne mai auzim la pulivară de acum încolo, deci... da. Ne auzim cândva odată, cred, și... Ne-am un ceaule și spor la simulări. Pa! A, da, și by the way avem server de Discord sexual cu emote gratis, mocha, sex. Link-ul e descrie pentru cei interesați. Ciao. Canalul secundar de YouTube care s-ar putea ori să mai fie live-uri, ori dacă Doamne ferește mai primim un strike, o să mai postăm acolo. Deci, pentru orice eventualitate, dați un subscribe. Я бы надо меня